Epistola lui Pavel către Coloseni, capitolul 2, citesc începând cu primul verset. Vreau în adevăr să știți cât de mare luptă duc pentru voi, pentru cei din Laodicea și pentru toți cei ce nu mi-au văzut fața în trup, pentru ca să li se îmbărbăteze inimile, să fie uniți în dragoste și să capete toate bogățiile plinătății de pricepere, ca să cunoască taina lui Dumnezeu Tatăl, adică pe Hristos, în care sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și ale științei. Spun lucrul acesta pentru ca nimeni să nu vă înșele prin vorbiri amăgitoare, căci măcar că sunt departe cu trupul, totuși cu Duhul sunt cu voi și privesc cu bucurie la buna rânduială care domnește între voi și la tăria credinței voastre în Hristos. Astfel, dar, după cum ați primit pe Hristos Iisus Domnul, așa să și umblați în El, fiind înrădăcinați și zidiți în El, întăriți prin credință, după învățăturile care v-au fost date și sporind în ea cu mulțumiri către Dumnezeu. Luați seama ca nimeni să nu vă fure cu filozofia și cu o amăgire deșartă, după datina oamenilor, după învățăturile începătoare ale lumii și nu după Hristos. Căci în El locuiește trupește toată plinătatea dumnezeirii, voi aveți totul de plin în El, care este capul oricărei domnii și stăpâniri. În El ați fost tăiați împrejur, nu cu o tăiere împrejur făcută de mână, ci cu tăierea împrejur a lui Hristos, dezbrăcarea de trupul poftelor firii noastre pământești, fiind îngropați împreună cu El prin botez și înviați în El și împreună cu El, prin credința în puterea lui Dumnezeu care l-a înviat din morți. Amin. Amin. Cu respect vă invit să vă reașezați. Mă bucur să fiu împreună cu dumneavoastră la această frumoasă sărbătoare a Bisericii lui Dumnezeu, care aduce bucurie și în cer, așa scrie în Luca 15:10, că este bucurie înaintea îngerilor lui Dumnezeu, chiar pentru un singur păcătos care se pocăiește. Mă bucur pentru ajutorul pe care Dumnezeu ni l-a dat, pentru această zi în care împărtășie frățească, în prezența lui Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, să putem asculta în continuare cuvântul credinței, despre care spune Pavel în Romani, capitolul 10, de la versetul 8, cuvântul este aproape de tine, în gura ta și în inima ta, și cuvântul acesta este cuvântul credinței pe care îl propovăduim noi. Și apoi vine și mărturisirea, în primul rând în apa botezului. Am văzut că frații, surorile deja au mărturisit, adică nu mai sunteți candidați deja, ați trecut examenul dacă ați mărturisit. Nu vă mai numim candidați, frații și-au luat măsuri ca nu cumva să spuneți nu în apa botezului și să intrați și doar să vă udați. Deci ați mărturisit deja și poate o să mai mărturisiți, dar mărturisirea aceasta continuă toată viața înaintea oamenilor și în prezența lui Dumnezeu. Dacă mărturisești deci cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Căci prin credința din inimă se capătă neprihănirea și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. După cum zice Scriptura, oricine crede în El nu va fi dat de rușine. Aș dori să vorbesc în dimineața aceasta despre principala condiție a botezului, pentru că botezul este un act al ascultării de Domnul, este o mărturie a unui cuget curat și dacă se cere credință, așa scrie în Marcu 16, cine crede și se botează va fi mântuit, și spune cuvântul în Evrei 11 că cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă, da? 11:6, fără credință este cu neputință să-i fim plăcuți lui, cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce-L caută. Și apoi cuvântul spune tot aici în Evrei 10:22 să ne apropiem, să ne apropiem să ne botezăm, să ne apropiem să fim botezați de Domnul cu Duhul Sfânt, să ne apropiem să ne închinăm, să slujim, să contribuim, să ne apropiem să ne împărtășim, nu? Să ne apropiem de Domnul. Spune aici Evrei 10:22 cu o inimă curată, cu credință deplină, cu inimile stropite și curățate de un cuget rău și cu trupul spălat cu o apă curată.
Aș dori să fiu un glas, spune prorocul Isaia, sau spunea și încă mai spune, este scris despre Ioan Botezătorul, iată glasul celui ce strigă în pustie, pregătiți calea Domnului. Și au venit oamenii și l-au întrebat și au fost trimiși de alții să întrebe pe Ioan, cine ești? Ești Ilie? Ești un alt proroc? Și el a spus, sunt glasul celui ce strigă în pustie, netezis calea Domnului. Aș dori să fiu un glas prin care să vină mesajul lui Dumnezeu care aduce credință. De fapt, credința o primim prin auzirea cuvântului, spune Roman 10:17. Credința vine în urma auzirii și auzirea vine prin cuvântul lui Dumnezeu. Cine a primit credința, care este darul lui Dumnezeu și nu ne putem lăuda că nu știu ce am făcut noi, dacă a primit cineva credința, conform Coloseni 2:7, cum am citit, poate să fie întărit în credință. Spune acolo, fiind înrădăcinați în el și zidiți în el, întăriți prin credință și sporind în ea cu mulțumiri. Putem să sporim, să fim întăriți în credință și să și mulțumim lui Dumnezeu pentru credință. De fapt, dacă m-ați privit și vă întrebați de unde mă știți, vă zic eu să nu vă mai gândiți. Am venit deseori la dumneavoastră și am cântat cu formația Triumf. Am fost primit așa de frumos aici, cu drag, apoi și în familia fratelui Liviu și după aceea am găsit un loc de găzduire. Mi-amintesc, vă dau un detaliu, când a trebuit să plec prima oară în străinătate, aveam emoții cu privire la zbor, cum trebuie să ajung la avion, am putut să las mijlocul de transport, autoturismul și să fiu găzduit de fratele Liviu și am ajuns la aeroport. Nu m-am încadrat cu geanta în cadrul acela, că n-am știut cât trebuie să fie gentuța de mare. Fratele Liviu a venit imediat de acasă și mi-a dus o geantă mai mică să pot să mă încadrez acolo și am văzut și am și simțit că este omul lui Dumnezeu. Am fost și am rămas atașat de fratele Liviu, dar și de biserica dumneavoastră. Domnul să vă binecuvinteze. Frații mei, ce este credința? Cum lucrează credința? Care este rezultatul credinței? Acesta este un rezultat al credinței. În 1 Tesaloniceni, capitolul 1, versetul 3, spune Pavel, căci ne aducem aminte fără încetare de lucrarea credinței voastre. Credința nu este un eveniment, un sentiment sau o stare de moment. Este o lucrare a lui Dumnezeu, un proces prin care ne pregătește pentru împărăție, pentru lucrurile care au fost făcute și care sunt pregătite pentru Biserica Domnului. Tot aici, în 1 Tesaloniceni, în 3:10, Pavel spune că ne și rugăm necurmat să vă putem vedea fața ca să împlinim ce lipsește credinței voastre. Poate pentru asta am fost trimis și chemat, ca să mai împlinesc și pentru dumneavoastră, dar și pentru mine, ce mai lipsește credinței. Că spunea Pavel în 2 Tesaloniceni, în 3:2, fraților, nu toți au credința. Au religia, au clădirea, au organizarea, au programele și liturgia, dar nu au credința. Și dacă trebuie să ne apropiem de Dumnezeu ca să fim plăcuți cu credință deplină, dacă a spus Domnul Iisus Hristos, când va veni Fiul omului, va găsi El credință și nu se poate fără credință nici la botez. Acum verificarea și pe linie interioară, la nivel de mărturisire, ați primit nota maximă. Acum vă faceți verificarea și dacă cineva dintre cei care s-au înscris la botez socotesc că nu sunt pregătiți, pot să mai rămână să se mai pregătească. Dar haideți să vedem cum lucrează credința. Spune de fapt 1 Corinteni 13:5, Pavel, pe voi înșivă, încercați-vă dacă sunteți în registru de membri. Că spunea un frate, zice, măi, m-ați dat afară că așa am auzit. Un alt frate îmi spunea odată că odată o adeverință unui frate în plic, când a ieșit fratele afară din biserică, o căzut că ceva ajutor financiar, probabil, s-a bucurat la început, pe aceea, când o citit, s-a întors la păstor și a zis, frate, voi m-ați dat afară. Nu. Cum nu? Uite, scrie retras din toate drepturile de membru.
Nu, nu te-am dat afară. Ți-am dat o adeverință să vezi unde ești, poate așa te trezești. Facem verificarea după cuvânt, pentru că Biblia spune prin Apostolul Petru, în 2 Petru 1 cu 1, pentru frații care au primit o credință de același preț cu a noastră. Dar este și credință fără preț? Da, declarată. Și nu trebuie să-l jignești pe om să-l superi că n-are credință dacă el zice că are. Numai că spune Iacov în 2 cu 17 despre credință moartă și în 2 cu 20 despre credință zadarnică. Da. Deci cum lucrează credința, pentru că este o lucrare a lui Dumnezeu, mai întâi la nivelul minții ca un mod de gândire. Arată Sfânta Scriptură în Evrei capitolul 11, primul verset, și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Pavel spunea corintenilor, noi umblăm prin credință, nu prin vedere. Adeseori spun în biserica unde slujesc, frați și surori, noi umblăm prin credință, dar copilașii și cei care încă n-au crescut spiritual și nu sunt născuți din nou, umblă prin vedere. O să privească înspre noi după cum venim la adunare, după cum ne rugăm, după cum ne îmbrăcăm, după cum vorbim, ei umblă prin vedere. Și noi trebuie să fim indicatoare de orientare, nu indicatoare răsturnate la răspântii de drum și omul este dezorientat, zice, domnule, nu știu încotro să mă duc, la ce religie, că văd indicatoare răsturnate. Dragii mei, credința lucrează la nivelul gândirii și spune în Evrei 11 cu 1, este o încredere neclintită, este o puternică încredințare despre lucrurile nădăjduite care nu se văd. În Coloseni 1 cu 7, dacă mă ajutați cu versetele, numai să nu obosească cine. Nu, dar mai sunt care, am văzut că au obosit. Dar să nu obosim în facerea binelui, că o să primim o dreaptă răsplătire. Răsplata e în Matei 25. Nu-i pentru astăzi. Adică e pentru astăzi, dar nu astăzi. Cum ați învățat de la Epafra, prea iubitul nostru tovarăș de slujbă, Epafra îi învăța pe frați, dar nu se oprea aici. Spune în 4 cu 12, Epafra, care este dintre ai voștri, vă trimite sănătate. Fain. Și el care vă învață, el, roba lui Hristos, totdeauna se luptă pentru voi în rugăciunile sale pentru ca desăvârșiți și, ziceți și dumneavoastră ceva, din verset, de plin încredințați să stăruiți în voia lui Dumnezeu. Asta înseamnă că oamenii credinței sunt de plin încredințați. Credința îți limpezește mintea, te ajută să înțelegi, că spune Evrei 11 cu 3, prin credință pricepem. Credința îți aranjează prioritățile și îl pune pe Dumnezeu și împărăția și neprihănirea Lui pe primul loc și slujirea duhovnicească și calea îngustă și voia Lui pe primul loc. Asta face credința. Și spune mai înainte de toate, mă pun pe genunchi, mai înainte de toate urmăresc ce este bine în vederea zidirii altora, mai înainte de toate mă pun la dispoziția lui Dumnezeu și apoi cu lucrurile pământești. Îmi spunea o soră odată, soră, de seară ajungi la rugăciune, dacă mă ajută Domnul să gad rândul ăsta de cartofi, cam lung rândul, de seară vin la rugăciune. Serios, așa-s prioritățile. Conducătorul Bisericii Baptiste vine deseori la rugăciune la noi. Avem în fiecare seară rugăciune la biserică, câte o oră. Și spune, de dimineață, când mă plec pe genunchi, așa mă rog, Doamne, ajută-mă să fiu cu frații de la Pentecostal de seară la rugăciune. Și Domnul m-a ajutat și sunt recunoscător. Asta face credința. Te ajută să îți încredințezi viața în mâna ziditorului. Credința te ajută să pricepi, să înțelegi voia lui Dumnezeu. A întrebat Filip pe Famen, înțelegi tu ce citești? Cum o să înțeleg dacă nu mă va călăuzi cineva? Și vine o întrebare în Fapte 8 cu 36, întreabă Famenul,
Ce mă împiedică să fiu botezat? Și în 37, este o piedică, să știți. Dacă nu o treceți, îi botez așa, ca să mai fie. Filip a zis, dacă crezi din toată inima, dar de ce nu scrie în Biblie dacă ai nunta programată și de nu chiar crezi, se poate că trebuie să te botezăm. Ama nu știu, n-am întrebat de nimeni, nu știu dacă are cineva nunta programată. Dar și dacă are nunta programată, dacă are credința, nu e nicio problemă, să știți. Nu e nicio problemă. Dar trebuie să fim alipiți tare de Domnul prin credință. Că Domnul va suda și legământul în căsătorie și la altar. Amen. Pentru că El este Cel care binecuvintează. Un cuvânt frumos. Uite, Biblia aici e deschisă. Evrei 11 cu 17. Hai să vă zic ceva în paranteză. Pun semnul care l-am primit, că e tare frumos aici. De la frați. Am ajuns în Bistrița, invitat la o căsătorie, frații lucrători nu mă cunoșteau, era venit și un prezbiter din Viena să reprezinte mireasa și m-a întrebat frații, zice, un lucrător, de unde vii, frate? Atunci am luat și o lecție de smerenie și vă zic cum. M-am gândit așa, mă, să le zic că dacă de la Cimpa, frații nu o să știe ce-i Cimpa, unde-i Cimpa, o să mă întrebe din România sau de unde. Să le zic primul oraș de lângă Cimpa, Petrila, zic, sunt de la Petrila. Zice prezbiterul la Viena, zice, n-am auzit de Petrila. De Cimpa am auzit, e cumva acolo în zonă? Da, zic, de la Cimpa sunt. A, nu, de la Petrila, de pe acolo sunt. Și zic, frate, pentru cultura generală e important și de unde vin. Ca să mai cunoaștem satele, orașele, de unde-s frații, când ne întâlnim cu ei în cer, nu? Băi, de unde vine asta? De la formația Triumf. A spus, este foarte important de unde vine învățătura ce o aduc. Asta e foarte important. Cel mai important. Și am arătat un verset sau două acolo din Ioan 7, versetul 16 și 17. Iisus le-a răspuns, învățătura mea nu este a mea, ci a celui ce m-a trimis pe mine. Dacă vrea cineva, credința aceasta îți aduce voința de a face voia lui Dumnezeu. Dacă vrea cineva să facă voia lui, va ajunge să cunoască dacă învățătura este de la Dumnezeu sau dacă eu vorbesc de la mine. Evrei 11 cu 17. Prin credință a adus Avram jertfă pe Isaac. Așa i s-a considerat că a adus jertfa. Când a fost pus la încercare, el care primise făgăduințele cu bucurie, a adus jertfă pe singurul lui fiu. Dar uitați-vă ce spune versetul 19. Căci se gândea. Prin credință Avram a adus jertfă, căci se gândea. Scrie în Matei 16 cu 8. Domnul Iisus Hristos le spune ucenicilor, puțin credincioșilor, pentru ce v-ați gândit că n-ați luat pâini? Știți de ce vin îngrijorările și ne apasă uneori și suntem încărcați negativ și ne îndoim de puterea lui Dumnezeu, de intervenția Lui? Pentru că este slabă credința sau poate lipsește. De aceea, prin învățăturile care v-au fost date, spune Coloseni 2 cu 7, voi sunteți întăriți în credință și sporiți în ea cu mulțumiri către Dumnezeu. Am stat de vorbă cu o soră mai în vârstă de la noi, m-a chemat să fac ungerea cu un de lemn și m-am gândit așa, la 85 de ani, nu știu, dorește să fie vindecată, dorește să plece în veșnicie iertată, că ungerea e și pentru iertare. Și am întrebat-o, soră, cum te simți? O zis, sunt singură, n-am pe nimeni pe lângă mine, am atâtea diagnostice, nu mai știu, frate, ce să fac, nimeni nu mi-aduce o bucată de pâine de la magazin, n-am de cine să mă slujesc. Și a zis, soră, am înțeles. Știam că e o soră credincioasă, l-a slujit pe Domnul, și am început să mă rog, Doamne, sora Florica este pregătită. Dacă hotărăști,
du-o la tine acasă. Să încheie singurătatea, să încheie cu boala, să fie în bucurie și fericire. Sora se ruga, Doamne, mai ține-mă! Doamne, mai ține-mă aici, că vreau să te mai laud! Și eu am încheiat mai repede rugăciunea decât ea, am așteptat-o și am zis, soră, mi-a ta, așa cam te gândești ce-o fi dincolo. Așa nu prea m-am gândit-o zis. Ce aici e cam rău. N-au să știi că dincolo, asta numai prin credință putem vedea, dincolo, în prezența lui Dumnezeu, spune Apocalipsa și moarte. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, că toate lucrurile din tâi au trecut. Dumnezeu face toate lucrurile noi. Îți dai seama ce lucruri vor fi acolo noi. Și am căutat să o întăresc în credință. Să fie bazată pe făgăduințele lui Dumnezeu, pe locul pregătit pentru odihna care Domnul a rânduit-o. Și-o zis că trebuie să intrăm din nou la rugăciune. Da. Dragii mei, prin credință pricepem, prin credință înțelegem, prin credință ne aranjăm prioritățile, că se gândea, spune Sfânta Scriptură. Spune cuvântul în Luca 24 că Domnul Iisus Hristos călătorea cu doi ucenici pe drumul Emausului. Și zice, ce vorbesc astea? Ce... Știți că în Roman 14 spune Biblia, primiți bine pe cel slab în credință și nu vă apucați la vorba asupra părerilor îndoielnice. Că dacă el este slab în credință și mai spui tu și câte o știre de prin sat sau de pe nu știu ce familie care n-a reușit să țină calea Domnului cum trebuie, o să-l dezrădăcinezi poate, o să-l duci în eroare, o să-l slăbești mai tare. De aceea trebuie să folosim cuvinte de laudă la adresa lui Dumnezeu, să vorbim despre lucrările lui Dumnezeu din cuvântul Domnului. Cam așa am înțeles noi cuvântul credinței, nu? Și Domnul spune, ce vorbe sunt? Păi noi credeam că... Și 25 versetul spune așa, o nepricepuților și zăbafniși cu inima când este vorba să credeți tot ce au spus prorocii. Versetul 38, tot din Luca 24, spune că Domnul a intrat prin ușile și le închise, au văzut că ei sunt îngrijorați, tulburați și le-a spus, printre altele, pace vouă și pentru ce sunteți tulburați și de ce vi se ridică astfel de gânduri în inimă? Versetul 41, pentru că ei nu credeau. Când nu crezi, vine tulburarea, vine îngrijorarea, neînțelegerea planului divin. Aceasta este credința, așa lucrează mai întâi la nivelul minții. Credința nu e religie. Credința nu e numai o stare de moment în care faci niște hotărâri și nu te ții nici până treci strada. Nu. Este o lucrare a lui Dumnezeu în care intri și pentru că Dumnezeu poate să lucreze prin Evanghelie, să cercetăm cuvântul, să medităm asupra lui cu rugăciune, cu inimile deschise. Spune că Lidia, scrie în Faptele Apostolilor, asculta cuvântul cu luarea minte și ce n-a reușit ea, a putut Domnul și Domnul i-a deschis inima, slăvit să fie Domnul. În al doilea rând, credința este o cale spre împlinire. Hai să citim Evrei 11, versetul 7. Prin credință Noe, când a fost înștiințat de Dumnezeu despre lucruri care încă nu se vedeau și plin de o teamă sfântă, că merg împreună credința cu teama sfântă. Nu poți zici că te temi de Domnul, dar nu crezi sau crezi, dar teama sfântă nu se dovedește pe teren. A făcut. Asta e verb, nu? Credința te determină să lucrezi, să acționezi, să faci fapte vrednice de pocăință. Spunea și scrie în Matei 3, Ioan Botezătorul, celor care veneau să fie botezați, mergeți mai întâi și faceți fapte vrednice de pocăință. Haideți să rămânem aici. Și plin de o teamă sfântă a făcut un chivot cu ca să scape casa prin ea, adică prin ea, prin ce? Prin chivot.
se acordă bine, nu? Prin ea, adică prin credință. Prin credință a osândit lumea și a ajuns moștenitor al neprihănirii care se capătă prin credință. Noi a primit înștiințări despre lucruri care încă nu se vedeau, cu privire la sfârșitul omenirii, cu privire la potop, și plin de o teamă sfântă a făcut. Spune în Galateni 5:6, căci în Iisus Hristos nici tăierea împrejur, nici netăierea împrejur nu au vreun preș, ci credința care lucrează prin dragoste. În condiții și într-o atmosferă de dragoste, credința lucrează. Nu spune așa, dacă m-am botezat, dacă m-au trecut frați în registru, are cine să mă cuminice, să mă spovedească, să mă îngroape, să mă cunune, să... Nu pentru asta. Dacă numai pentru viața aceasta, au zis Pavel, ne-am pus încrederea în Dumnezeu, e nenorocire. Dar noi lucrăm în via lui Dumnezeu, în ceea ce ni s-a încredințat, ceea ce se cere de la ispravnici, ca fiecare să fie găsit credincios în lucrul încredințat lui. Spune Pavel în epistola către Filimon, versetul 6, și îl rog ca această părtășie a ta la credință să se arate, să se arate prin fapte, care să dea la iveală tot binele ce se face între noi în Hristos. Asta face credința. Lucrează. Se dăruiește, se pune la dispoziția lui Dumnezeu. A fost un frate de la noi, după botez, a venit și a zis, frate Corneliu, ai spus că nu toate le învățăm înainte de botez, că Biblia spune și botezați și învățați toți să păzească tot ce v-am poruncit. Mai învățăm și după botez. Și a spus că mai putem să întrebăm, oricând. Am și o întrebare. Care sunt cei 24 de bătrâni din cer? Și am zis, frate, asta e ultima întrebare. Du-te, roagă-te Domnului să te lumineze care e prima întrebare, bine? Și a venit cu o întrebare corectă. A zis, frate, ce trebuie să fac în adunare? N-auzi, acum mai du-te odată și roagă-te să spună Domnul ce trebuie să faci. Eu doar o să te ajut, o să te susțin, o să... Văd că tu ai o chemare pentru așa ceva și frate o să fie lămuriți să te susțină mai departe. Vin și a spus, frate, Domnul mi-a dat mașina aceasta să pot să o pun la dispoziția lui Dumnezeu. Dacă e nevoie în lucrare, dacă e nevoie să vizitez bolnavi. Am auzit de la surori văduve că s-au trezit în curtea casei cu ațețele, sau cum se zice aici, de a prins focul. Au zis, frate Corneliu, să știi, am găsit câteva de ațețe, n-aș știu de unde. Eu știam de unde. Dar au zis, fratele, vezi să nu zici la nimeni. L-am întrebat. Tu le-ai dus? Da, da. Hotărâtă, om așa. Credința te face să te implici, să lucrezi. Credința te aduce în apa botezului. Nu te lasă așa să stai. Întreba un prezbiter, așa neinspirat, pe un candidat tot la fel de neinspirat, auzi, cine te-a lămurit și te-a determinat să intri în apa botezului? Și erau în apa amândoi. Zice, mama. Și s-a uitat tot speriat, ce face prezbitorul? Mai botează? Nu-l mai botează? Mama zice, auzi, gândește-te un pic. Nu, termen de gândire, câteva secunde. Dumnezeu te poate lămuri. Eu n-am lămurit pe nimeni, să știți. Cel puțin la noi, dacă cineva are chemarea asta, o fi, poate n-am găsit-o chiar în Biblie, dar poate o fi, să lămurească, vă invit la cimpa. Mă ocup eu de toate cheltuielile de transport de ăsta, să-i lămuri și pe noștri, fraților. Am găsit în Ioan 16:8 și Duhul adevărului când va veni, Duhul Sfânt, când va veni El, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul. Dar trebuie noi să ne facem partea, să transmitem cuvântul credinței, da? Învățătura care poate aduce credința. A zis Pavel, 1 Timotei 1:3, sfătuiește acolo unde te-am lăsat în Efes să nu se țină de bazme și de înșirări de neamuri fără rost, așa. Ci să se țină de învățătura care au primit-o, da? Poruncește unora să nu înveți altă învățătură, da? Este învățătura care aduce credința. Dumnezeu te lămurește prin Duhul Sfânt și aduce credința care te aduce în apa botezului.
am mai văzut așa și am mai auzit tineri care mai cântă în cor, mai în fanfară, mai și individual am întâlnit. Au trecut așa de 18-19 ani, dar nu s-au botezat în apă. Și unii chiar cântă despre credință. Dar întreb, cine are credință? Și s-o cam expira pe la 18 ani valabilitatea binecuvântării în ce privește mântuirea, să știți. Nu-i mai garantată. Deci dacă deja ajungi să ai responsabilitate și la vârsta maturității n-ai primit credința, nu știu ce poți să ne cânți nouă despre credință. Dacă tu încă n-ai primit credința care te duce în apa botezului. Chiar i-am spus unei tinere, m-am întrebat-o câți anișori are, am zis, cântă la microfon și câți anișori ai? Zice, merg pe 20, da, permis de conducere ai luat, dar cum sunt asta în primul rând? Da, după 18 ani în primul rând. N-am întrebat-o de botezul cu Duhul Sfânt, am întrebat întâi de botezul în apă. E botezată în apă, te-ai botezat în apă? Ce nu? Păi, deocamdată nu. Da, te-ai gândit așa? Deocamdată nu m-am gândit. Nu te-ai gândit. Păi credința te face să te gândești la asta. Știi, credința te ajută să vii la botez. Dar credința este o cale spre împlinire. Dacă sunt pe undeva membri cu drepturi de pline care stau așa când îți lucrări administrative, care n-au citit în Matei 25, am fost bolnav și ați venit pe la mine, care n-au înțeles ce a zis Pavel, noi dar ca niște trimiși în puternicița lui Dumnezeu, vă rugăm fierbinte să vă împăcați cu Dumnezeu, dacă n-au înțeles asta, mă întreba soția într-o zi, măi, zice, dar adevărul care trebuie să-l propovăduiești și Domnul tot îți repetă prin vase de lucru, nu trebuie să spui și la cei cu turnul de veche care tot trec pe lângă tine toată ziua. Zic, am să spun într-o zi când Dumnezeu îmi va deschide ușa de cuvânt. Că noi nu suntem pus să abordăm oameni așa, nepoliticos și să le forțăm ușa. Nu, dar când se deschide ușa de cuvânt, trebuie să folosim cuvântul credinței. Sunt frumoase și revistele cultului, mai ales pozele. Dar cuvântul credinței, asta ne ajută. Și exact într-o zi când să intru în scara blocului, n-am apucat să vestesc cuvântul în scară niciodată. Niciodată. I-am tot chemat la adunare să mă asculte acolo, n-au prea venit. Și au venit două doamne să dea o invitație la sărbătoarea morții Domnului Iisus Hristos. Nu m-au recunoscut că aveam șapcă în cap și salopete. Și apoi am început despre cuvântul lui Dumnezeu, despre botezul în apă, botezul cu Duhul Sfânt și am tot vorbit. La un moment dat una din ele și-o dat seama și-o zis, hai tu să mergem că stai pastorul la Pentecostale. Și le-am cerut Biblia, vă rog, dați-mi Biblia să vă citesc ceva din Biblia voastră. Și când am luat Biblia lor și am deschis ca să le arăt că Iisus Hristos este Dumnezeu, zic, le citesc Ioan 1 cu 1 prima dată. Le-am întrebat câte versete au nevoie ca să le dau din Biblie. Și zic că nu, să le dau dacă am. Și am luat și am citit. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era duhovnicesc. Așa am văzut că scrie la ei. Și zic, voi a schimba Biblia. Ce nu noi. Păi nu, dar voi o purtați în geantă. Și zic, haideți să vă citesc un cuvânt din Biblie. Am dat din nou tonul la... La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Și zice cea mai în vârstă către cea tânără, să știi tu că Iisus e Dumnezeu. Copilul meu era lângă mine, a înregistrat convorbirea. Zice, mare mirare că ai scos cuvintele astea, că Iisus este Dumnezeu, să le spună una la cealaltă. Și cealaltă a zis, eu știu, o fi, nu cred. Ba, tu, ba, dacă așa scrie, dar la ei nu scrie. Dacă așa scrie, așa îi. Dragii mei, cuvântul lui Dumnezeu are putere să schimbe vieți, să lumineze mintea, că primim credința care limpezește mintea noastră, care ne încredințează la nivelul gândirii, care ne dă putere să slujim mai departe. Și în al treilea rând, credința este o putere în slujire. În 2 Timotei 4,16 spune apostolul Pavel, la întâiul meu răspuns de apărare, toți m-au părăsit, dar Domnul a stat lângă mine. Pavel, l-ai văzut? Ți-o zici ceva?
Nu scrie. Dar l-a simțit pe Domnul prin credință că este lângă el. Dacă nu ai credință, te lași de ucenicie, te lași de dirijat corul, te lași de studiu biblic, te lași de păstorit, te lași de slujbă și te lași din chemarea ce o primești ca să îl reprezinți pe Dumnezeu în fața oamenilor prin viață și dacă ți se dă ocazie și prin cuvinte. Dar credința este cea care ține pomul. Spune cuvântul în Psalmul 1 că este o fericire pentru cine nu se așează pe scaunul celor batjocoritori, nu se oprește pe calea celor răi, da? Nu se duce la sfatul celor răi și spune mai departe că omul acesta își găsește plăcere în legea Domnului, cugetă zi și noapte la legea lui. Este ca un pom sădit lângă un izvor de ape care își dă rodul la vremea lui, tot ce începe duce la bun sfârșit. Dragii mei, credința este rădăcina ce ține pomul. Nu se vede așa, cu ochii vizibili, dar se simte că rămâne, se vede în timp că a rezistat. Dar numai dacă el cugetă zi și noapte la legea Domnului ca să primească mesajul lui Dumnezeu, inspirația Duhului Sfânt. Spune Psalmul 119, versetul 97. Cât de mult iubesc legea ta, Doamne, toată ziua mă gândesc la ea. Cu ce? Cu telefonul? Cu telecomanda? Cu bătutul bulevardului? Cât de mult iubesc legea ta? Asta aduce credință. Asta aduce credință. Am întâlnit un tânăr, mergea cu căștile în urechi pe stradă. Deci sigur ascultă muzică. Aș fi curios ce muzică ascultă. Că nu toată muzica e bună, nici asta religioasă. Și zic că mă las să prind și o strofă. Când am pus, au zis că da, cum să nu? Când am pus casca pe ureche, asculta predică. Măi, zic, până la tine încă n-am întâlnit pe niciunul. Nici de la el n-am mai întâlnit. De vreo 4 ani a fost asta, că dacă mai întâlneam, vă mai ziceam și de altul. Dar predic așa, mesaj duhovnicesc. Și zic, așa mergi tu pe stradă, ascult predică. Da, da. Nu pierd vremea, frate. Mergea grăbit. Și exact unde? Dar când asculți o predică de asta, nu prea mergi pe niciunde. Și în urma ta nu lași căi strâmbe. Că spune Evrei 12 cu 13, croiți cărări drepte cu picioarele voastre. Pentru că cel care șchioapătă să nu se abată din cale, ci mai degrabă să fie vindecat, să fie tămăduit. Cuvântul lui Dumnezeu poate tămădui sufletele, poate îndrepta viața noastră, poate îndrepta privirea noastră înspre cer, înspre făgăduințele lui Dumnezeu, dar și înspre legea lui Dumnezeu. Este o putere în slujire. Spune cuvântul în Roman 12, versetul 3, versetul 6, despre slujirea noastră după măsura credinței, adică după ce măsură de putere ai. Hai să fim sinceri că dacă e vorba de locuință, vrem mai multe camere. Dacă e vorba de cai putere sub capotă, cât de mulți? Și dacă e vorba de excursie în aer liber cu familia, mai multă benzină și mai mulți kilometri. Dar când e vorba de credință, crezi, frate, că Domnul te vindecă? Eu știu, Domnul știe. Eu nu știu ce să zic. A, credința mea e mai slabă, am înțeles. Dar nu vrei să fie mai tare? Nu vrei să fie mai mare credința ta înaintea lui Dumnezeu ca să ai izbăviri și rezultate în slujire și în viața de credință? Și să te rogi mai mult pentru credință? Să stăruiești mai mult ca să primești credința? Oamenii sinceri fac verificarea, fac constatarea, dar trec la îndreptare. Pocăință în 3 cuvinte înseamnă verificare, constatare și îndreptare. Sau recunoaștere, regret și renunțare. Dacă sunt lucruri nepotrivite care slăbesc credința noastră, trebuie renunțat la ele. Dacă am deviat de la adevăr, dacă îi determinăm și pe alții, printr-o influență negativă, să ia atitudini nepotrivite cu voia Domnului, astăzi este ziua cercetării. A spus Domnul și a plâns că
când a văzut cetatea Ierusalim și a spus: este o ultimă zi din vremea cercetării. Ierusalime, dacă ai fi cunoscut tu măcar în această zi. Deci într-o bună parte a zilei putea să mai înțeleagă lucrurile care puteau să-ți dea pacea, dar acum, punct. Tot în această zi nu se mai poate. Astăzi s-a putut și astăzi deja nu se mai poate. Dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi. Și spune Biblia despre Faraon că la prima, la doua, la treia, la patra și la cincea urgie și-a împietrit inima. La a șasea scrie că Dumnezeu i-a împietrit inima. Îmi spunea un păstor din Timișoara, a fost un prieten al Evangheliei, al poporului, din casa de rugăciune de la noi, a vizitat biserica noastră, a participat frecvent la serviciile divine, s-a înscris și la botez, după ce și-a predat viața în mâna Domnului. Și încet, treptat, s-a îndepărtat, a pierdut legătura cu biserica și cu Domnul, bineînțeles, că nu poți să duci mântuirea de unul singur, fără Sion, fără împărtășire cu trupul și sângele Domnului. Și m-am dus la el la spital, era în Timișoara la spital și am spus: omule, câtă vreme mintea ta încă e lucidă, mai poți rosti cuvânt și dacă nu mai reușim să te botezăm, să nu-ți pierzi mântuirea, aș vrea să-ți mai spun ceva din cuvântul credinței. Și el a spus: nu pot să primesc. Dar de ce? A spus: am simțit așa o lovitură în piept, nu pot să primesc. Hai totuși, acceptă și să spun din cuvântul lui Dumnezeu și poate reușesc să declar credința și dacă pleci, așa cum spun medicii, să pleci acasă mântuit. Și a spus: nu pot să primesc, sunt împietrit. Credința este o putere în slujire. Din cuvântul lui Dumnezeu înțelegem Fapte 3:16. Stau oamenii și se gândesc la vindecarea ce a avut loc la poarta frumoasă a templului. Petru și Ioan au proclamat numele Domnului și se întreabă: măi, ce putere au ăștia? Cum se manifestă puterea asta? Știți că Simon, după ce a fost botezat, a zis: auzi, aș vrea să am și eu puterea asta să-mi pun mâinile. Păi pot să-ți tot pun mâine dacă nu se întâmplă nimic. Hai să citim, 3:16. Petru declară următorul lucru, care dorim să se întâmple atunci când se ung bolnavii cu un de lemn, când se așează mâinile lucrătorilor, când biserica cere și cheamă numele lui Dumnezeu. Prin credința în numele lui Iisus a întărit numele lui pe omul acesta pe care îl vedeți și îl cunoașteți. Credința în el a dat omului acestuia o tămăduire deplină. Cum vedeți cu toții? Aduc aminte, în urmă cu câțiva ani, un frate din biserică, mai în vârstă, simpatic așa, prin felul lui m-a chemat mai târziu, așa, noapte, a zis: frate, poți să vii până la mine? Dar cum să nu? Să faci ungerea cu un de lemn. Facem, cu ajutorul Domnului. Și când am ajuns acolo, a zis: frate Corneliu, eu am observat că tu te rogi în două feluri. Te rogi așa și mai blânduț câteodată, de nu te auzim, dar te rogi și cu putere. No, pentru mine te rog, roagă-te cu putere să fiu vindecat. M-am gândit, oare cum vede fratele Nicolae puterea? În decibeli? Eu mai am acasă stația, e de 2x500, din câte mi-amintesc, n-am mai văzut-o de mult. Boxe, microfon, rog tinerii să mă ajute și dacă în asta e puterea, decibel nu-i problemă, îi amplificăm. A venit o soră și a zis: frate Corneliu, am văzut că în sticluța cu un de lemn cam puțin nu a mai rămas un de lemn. Ți-am adus un litru să ai. Să ne ungi cu un de lemn pe toți și să ne vindece Domnul. Prezbiterul a venit din vizită din Israel, mi-a adus original. Deci cu ăsta... Și a spus: fraților, vă rog să nu mai aduceți un de lemn, că este suficient. Vă rog, rugați-vă și pentru mine și pentru dumneavoastră, că recent au venit câțiva frați bolnavi în față să fie vindecați la ungere. Și nu, în spatele lor a venit prorocul și a spus: așa zice Domnul, după cum veți crede fiecare, Domnul astăzi se va atinge de voi. Și Domnul are mărturii. Își însoțește Evanghelia cu semne și minuni și cu felurite vindecări când hotărăște, dar și noi să credem că spune Marcu 16, iată semnele care vor însoți pe cei ce... pe cei ce au clădire, pe cei ce au organizare și religie și cult, nu?
Mă întrebau frații recent, ce frate, e foarte important să fim în cult? Da, și asta e important. Dar e important să fim în credință. Și să dea Domnul o măsură mai mare de credință. Că asta ne va ține. Este temelia casei zidite bine, nu pe orice fel de nisip. Din Matei 7:25. Arată Domnul că o casă a rămas în urma ploilor, șuvoaielor, da? Și o alta s-a prăbușit. O casă zidită pe stâncă e un om chibzuit. O casă zidită pe stâncă rămâne, e un om chibzuit ce a pus temelia adâncă pe Sfântul Cuvânt ce-i vestit. Noi avem așa un obicei la Cimpa, dacă îl găsiți de bun, luați-l. I-am sfătuit pe frați care programează acolo, tot ne pun imagini frumoase, tare bune și alea. Și am spus, auzi, când puneți un verset, vă rog, lăsați-l până vine următorul verset. Da, de învățăm câteva versete, să le memorăm. Că zice Iacov 1:21, primiți cu blândețe cuvântul sădit în voi, care vă poate mântui sufletele. Este cuvântul credinței. Ca să nu spunem, a fost frumos la adunare, de unde a fost fratele, mai știu cum îi zice. Nu de la Petrila. Cuvântul credinței, da? Aduce putere în slujire. Te ajută să continui lucrarea. Te ajută să rămâi statornic. Stânca reprezintă credința în Domnul Iisus Hristos. În făgăduințele Lui, în principiile Lui sfinte, în calea Lui care a fost și rămâne îngustă. Mai ești pe calea îngustă? Dacă nu mai ești, te rog să te întorci astăzi. Că pocăință înseamnă întoarcere spre Dumnezeu și credința care nu duce la pocăință, e credință declarată la recensământ. De aceea fac a patra punctare, credința lucrează și chiar este un mijloc de împotrivire. Noi nu suntem doar în lucru, în slujbă, suntem și în luptă, pregătiți sau nepregătiți. Noi suntem în luptă, vom fi biruitori sau învinși. Suntem pe terenul inamicului, sunt duhuri ale răutății, căpetenii, stăpâniri din locurile cerești. Și luptăm uneori și ne poate bate diavolul cu soldații noștri. La noi acasă, da, cu firea noastră pământească ce nu-i supusă, ca în Galateni 5:24. Cu mouse-ul nostru, cu telecomanda noastră, cu telefonul nostru, cu gurița noastră care nu poate să tacă. Ne poate bate diavolul. Că spune 1 Petru 2:11, prea iubiților, vă sfătuiesc ca pe niște străini și călători. Ce înseamnă asta? Că stăm o vreme aici. Dar noi tindem, noi suntem orientați, noi așteptăm o patrie mai bună. Vă sfătuiesc ca pe niște străini și călători să vă feriți de poftele firii care să războiesc cu sufletul. Credința te ajută să lupți cu tine însuți uneori. Am fost recent la o evanghelizare, o biserică de frați romi acolo. Mi-o și zis păstorul la sfârșit, zice, ai lovit în stația de emisie rău de tot seara asta. Și am zis, frați și surori, bine, nu m-am dus informat, era prima oară când m-am dus, nu am cerut informații dacă frații înjură sau ce fac pe acolo. Nu cred că fac ei de astea. Dar n-am cerut informații. Și am zis, frați și surori, Dumnezeu pentru limbă nu lăsa creierul să cenzurăm, să avem discernământ și să o oprim, ca să nu păcătuim. Dacă nu este credință la nivelul creierului ca să analizăm și scrie Eclesiastul 5:6, nu lăsa gura să te bage în păcat și nu zice înaintea trimisului lui Dumnezeu, m-am pripit. De ce să se mânie Dumnezeu din pricina cuvintelor tale și să nimicească lucrarea mâinilor tale? Tu tot aduni și pui în pungă și Dumnezeu numai deșurubează de desubt. Și zice, Doamne, de acum de? Parcă era mai mult. Sau aș fi vrut să fie mai mult. Și de la ce? De la... Și am spus, dacă nu merge bine creierul și nu-i credință la nivelul creierului, dinții. Și dacă cei în vârstă n-au dinți buni, cu buzele fraților. Și mă gândeam, o mai fi o metodă? Și zic, mai este o metodă. Și m-am uitat, aveam haina lângă mine și rămăsese la mine un leucoplast. Zic, uitați, asta e următoarea metodă. Leucoplast.
M-au întrebat tineri într-o biserică, de fapt chiar liderul de tineret a venit și a zis, frate, scrie în Biblie, dacă ochiul tău te face să cazi în păcat, scoate-l. Scrie acolo și se explică la propriu sau la figurat? Zic, la propriu. Să scot ochiul. Da. Na. Păi și dacă scot, ce fac? Pui de sticlă. Da, cei care n-au un ochi, pun de sticlă. Dar o cale de mijloc n-ar fi? Ba da. Da! S-au uitat în spate și au mai venit câțiva tineri care așteptau o cale de mijloc. Pe o cale de asta înguță ei n-aveau de gând să stea de vorbă cu mine. Sau dacă era largă, poate tot veneau. Zice, este, auzi, este o cale de mijloc. Zic, calea de mijloc, dacă ochiul e bolnav, bandajează-l. Da. Păi? Păi și dacă mă întreabă cineva ce e cu ochiul bandajat, îi spui că e bolnav. Și nu mint. Nu, spui adevărul. Ochiul tău este bolnav. Și decât să-l scoți, mai bine îl bandajezi. Decât să tai mâna sau piciorul, păi mai bine stai acasă și nu te duce. Da. Credința te ajută să te împotrivești. Vă dau câteva versete, scurt așa. Cam câte ar fi nevoie? 1 Ioan 5:4. Ceea ce câștigă biruința noastră asupra lumii este credința noastră. Când este vorba de lume aici, nu-i vorba de persoane, că noi nu luptăm împotriva cărnii și sângelui. Este vorba de Efeseni 2:2, mersul lumii acesteia după Domnul puterii văzduhului care lucrează în fiii neascultării. Este vorba de Roman 12:2, chipul veacului, modă, trăiri lumești, curente străine și practici care nu aparțin Sfintei Scripturi. De aceea, 1 Ioan 5:4 ne arată credința, ne dă biruința. Poți să cânți din instrumente, asta e frumos să cânți. Am susținut lucrarea de muzică la noi, să fie cor, să fie fanfară, să fie cor bărbătesc, să fie tot ce trebuie să fie, ca să lăudăm numele Domnului. Nu asta aduce biruință. Ci cântarea noastră, în condiții de ascultare, în credință, ne aduce biruință. E cam complicat, auzi. Știți că cetatea Erihonului a căzut într-o zi, nu? Da, au început ei să strige și să sune din instrumente. Dar înainte să sune din instrumente, le-a cerut Domnul așa: să înconjurați cetatea odată și să nu scoateți nicio vorbă. Greu lucru. Sau ușor, poate zice cineva că e ușor. A doua zi, înconjurați cetatea odată să nu se audă nicio vorbă. Auzi? Peste 600 de mii de oameni să nu scoată o vorbă. Măi, ce ai mâncat aseară? Nu te dor picioarele? Îți vine să zici ceva? Nici o vorbă. Da, unii nu pot nici în adunare să tacă. Mă, tot... Spunea un frate, zice, aici pe ultimul și penultimul rând, frate, să știi că să cam vorbești, zic, astea-s duhuri. Duhuri? Se iau? Da. Și căscatul se ia. Cască unul, cască tot rândul după el. Și ce să fac, frate? Mută-te. În altă adunare. Nu, pe rândul 2. Pe primul stau frații din comite. S-au mutat pe rândul 2. Da, trebuie grijă. Să ne alipim de oamenii care caută neprihănirea, caută pacea. Nu? Că prin credință și răbdare moștenim făgăduințele. Am rămas la mijlocul de împotrivire. Spune cuvântul 1 Petru 1:5. Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință. Spune Efeseni capitolul 6, că trebuie să ne echipăm de la magazia lui Dumnezeu. Coiful mântuirii, adevărul ca brâu, platoșa neprihănirii, scutul, bine zice și de încălțați cu râna Evangheliei, sabia Duhului, pe deasupra tuturor acestora luați scutul credinței cu care veți putea stinge toate săgețile arzătoare ale celui rău. Faceți repetiții să lăudați pe Domnul, dar încărcați-vă tolba pentru luptă cu acest cuvânt al credinței. Citiți-l, nu așa numai ca să spui, am citit Biblia de 2 ori anul ăsta. Serios? Cu câte versete ai rămas? Cam pe unde ești cu împlinirea? Alții pot merge pe urma ta? Pe linia credinței? Cu care veți putea stinge toate săgențile arzătoare ale celui rău. Noi suntem în luptă, dragii mei. Spune cuvântul în 1 Petru 5:9, împotriviți-vă lui
tari în credință. Este un cuvânt frumos, Galateni 5:27 spune cuvântul: toți câți v-ați botezat pentru Hristos, v-ați îmbrăcat cu Hristos. Polițistul din intersecție sau de unde ar fi el, de la circulație, de care ne cam temem noi, ar trebui să ne temem când călcăm accelerația mai mult sau nu punem centura. Dar polițistul acela nu este puternic și autoritar prin mușchii lui, că sunt alții care au mai mulți mușchi decât unii care nu sunt pregătiți fizic. Nu. El este puternic prin haina ce o poartă. Are autoritate. Și a spus Domnul: cine se atinge de voi, se atinge de lumina ochilor lui, cu L mare, că e vorba de Dumnezeu. Botezul mântuiește, într-adevăr, dar în complexitatea actului, credință, pocăință, botez, botezul oferă autoritate de copil al lui Dumnezeu. Toți câți v-ați botezat pentru Hristos, v-ați îmbrăcat cu Hristos. Și în ultimul rând, în ceea ce vreau să spun, botezul arată că dorim să împlinim cuvântul credinței. Dar să știți că Dumnezeu va răsplăti ascultarea noastră care vine în urma credinței. Credința, printre altele, este și un motiv de răsplătire. Hai să citim ceva, Evrei 6:12. Așa încât să nu vă leneviți, ci să călcați pe urmele celor ce prin credință și răbdare moștenesc făgăduințele. Și Evrei, capitolul 11, de la 24. Prin credință Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicelui Faraon, ci a vrut mai bine să suferă împreună cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. El socotea ocarea lui Hristos ca o mai mare bogăție decât comorile Egiptului, pentru că avea ochii pironiți spre răsplătire. În 24 începe cu prin credință și se încheie prin 27, ultimul prin sau rezultatul pironit spre răsplătire. Așa lucrează credința. Și este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Oricare ar fi religia, fără credință, suntem doar membri. Suntem doar purtătorul unei insigne, a unui firmament, că degeaba am avea porumbelul pe ștampilă dacă n-ar fi călăuzirea Duhului Sfânt în Biserica Pentecostală, nu ne folosește la nimic. Degeaba este Biblia tradusă în limba română și la îndemâna noastră și putem să citim Biblia și să medităm cu rugăciune și să ne deschidem de minima spre mesajul Evangheliei și să rugăm pe Domnul în mod insistent să ne dea darul credinței prin care suntem mântuiți. Ce este credința și cum lucrează? Este un mod de gândire, o cale spre împlinire, o putere în slujire, un mijloc de împotrivire și un motiv de răsplătire. Amin.